Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu ce se întâmplă în țara asta, uite, teroare la Timișoara. Consilierii locali vor să-i pună pe candidații la posturile de polițist local să facă genuflexiuni, abdomene și sărituri după mingi agățate la înălțime ca probă de angajare. Cum? Se desfințează proba cea mai dură de până acum. Se schimbă criteriile de admitere, măi. Nu, stai că am înțeles, dar ai zis niște exerciții, abdomene, genuflexiuni și... și sărituri după mingi, sărituri la înălțime. Da, nu, cum o minge atârnată? Sărituri după mingi agățate la înălțime, am zis. A, le pune ca la câine cu ținerea... Da. Minge, minge de tenis la 2,55 m înălțime. Este, avem, stați că avem toate criteriile. Și se desfințează cea mai dură probă de până acum pentru admitere. Asta la local sau la polițiști? La local, polițiști. La local. Că polițiștii, polițiști fac și în școală chestia fac asta. Fac mult, da. Da. La local se desfințează. Deci până acum probă de angajare era mersul pe bicicletă. Că dacă zici mersul piticului, că muream. Mersul pe bicicletă fără rotiță ajutătoare. Păi e bicicletă medicinală sau bicicletă îi lăsa în câmp deschis? Adică dacă au cu ele. Nu știu, poate punea să facă slalom sau ceva. Păi nu, că era periculos. E adică periculos era... cu bicicleta? Sunt condiții vătămătare. Înțelege, eu știam. Păi și câte trebuie să facă? Trebuie să facă, fiți atenți. Deci, probele sportive, avem așa. Bareme minime. Cum se care e pluralul cuvântului barem? Bareme. Bareme sau baremuri? Eu zic că bareme. Baremuri. Mă rog. Bareme minime scrie aici, la Timișoreni. Abdomene. N-aveau cum să greșească. Abdomene. Paranteză. Flexii abdominale. Deci bareme. Flexi, da. Bărbați, până la 35 de ani inclusiv, trebuie să poți face, dacă vrei să te angajezi la poliția locală, 45 de abdomene, flexii abdominale. Peste 36 de ani scrie 40. Cazul nostru. Deci este un loophole aici, adică eu... Între 35 și 36, da, practic nu faci nimic. Nu se dă examen. Da. Între 35 și 36 nu e nevoie să faci nimic. Serios, așa scrie. Deci asta este. Până la 35 de ani inclusiv, 45 de abdomene, peste 36 de ani, 40. Da. Între 30 și 36 nu e niciun criteriu. Deci te angajezi direct. Nu, 35 inclusiv, aici au precizat. De la 36 trebuiau să scrie, dar mă rog. Până la 35 de ani, inclusiv la doamne, deși n-ai voie să le întrebi vârsta, dar asta e, 40 de abdomene și peste 36 de ani, 35. Genoflexiuni, bărbați, până la 35 de ani, 40. Genoflexiuni, da. Așa. 40. Peste 36 de ani, 35, mă rog, nu mai zic. Aici e Caterinca. Da. Detentă pe verticală, din deplasare. Deplasare sau alergare? Asta e bun. Candidatul sare și atinge un obiect suspendat de la sol. Obiect suspendat, egal. O minge de tenis de câmp, suspendată la o înălțime de 2,55 m, măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului. E, aici eu am o problemă. De ce? Asta, în primul rând, de discriminare. Eu n-am putut niciodată să sar așa mult. Nici polițist local nu ești. Nu, dar ce sens are? Adică unde sari? Și doi, e dresura asta. Sari să-i atârn mingi și îl pui pe ăla. Păi, da, dar nu să prindă cu dinții. Dezonorant. Trebuie să atingă mingea sau balonul? Că noi avem balonul la noi. Și îl putem duce la cealaltă ție în vrem noi. Trebuie să atingă obiectul de tenis de câmp suspendat, mingea obiect tenis câmp, nu știu ce, suspendat la 2,5 m. Asta înseamnă că trebuie să sari ca lumea. Să sari ceva. Ca lumea, da. Da. Infractor. Adică, dacă... de exemplu, așa, dacă ești mai mic de înălțime, ai că polițiști publici pitici, nu. Nu. Trebuie să fie toți zdraveni. Local. Trebuie local. 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 Polițiști local. Trebuie să fie înalt. Trebuie să pleci de la 1,85 m, 1,90 m, ca da, să sari până la 2,55 m, da, că doar nu sunt Air Jordan. Dacă apare, mă, unul de 1,60 m, dă-ți de sare. Îl angajezi. Asta e probă eliminatorie, nu? Da. Le dă cu eu, zic că la, minge. Eu zic că la peste 35 de ani nu se mai ajunge la asta cu... cu atinsul minge. Adică eu la genuflexiuni, eu zic că nu se mai ridică mult. La genuflexiuni, da, dată, se facă întindere, hernii de disc. Da, mă, dar vezi, nu poți să pui discriminatoriu. Angajăm numai persoane peste 1,80 m. Că ăsta e discriminatoriu cu adevărat. Angajăm orice persoane, dar trebuie să poată să sară 3 metri. Și atunci care este problema? Mai e și probă de alergare. Rezistență. 1000 de metri în 4 minute 35 de secunde. Aici nu ne pricepem. Bărbați până la 35 de ani. Eu sunt sigur că nu pot să fac nu asta. Este. Alergare viteză. 50 de metri plat. Până la 35 de ani trebuie să poți alerga, dacă ești bărbat, în 7 secunde și 70. E bine că e plat. Da. Eu le-aș fi dat garduri. Da?
Nu e logic. Și dacă tot îi testezi adică la detentă, după aia să vezi că detenta aia le folosește și în deplasare. Că doar infractorul când fuge, el sare gardul. Exact. Polițistul de ce să nu sară și el gardul? În schimb, polițistul sare după mingea de tenis la 2,55 să ce? Să... să facă săritura ursului. Spargă becul. Da, am putea să filmăm astea. Adică astea ar fi mișto de filmat probele de angajare. Da. Blurăm fețele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.